Salutare, dragi prieteni, mă numesc Iurie. Cred că viața e frumoasă, acum însă totul se simte ca acasă. Astăzi suntem la nou vlog. Următorul traseu a vieții mele este Domul, centru de Milano. Și vă rog frumos să rămâneți cu mine. Hesitation, for the wind, running from the darkness of the night. You'll be shining past the brightest light, just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong, just like gold, just like gold. From the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like gold, just like gold. Believing we can spark a break of dawn, we can find the power to be strong, just like gold, just like gold, just like gold. From the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of dawn. Repet, niciodată să nu veniți duminica sau sâmbăta la Domul, deoarece aici e foarte mare aglomerație și sunt o grămadă de oameni. Și să aveți principalul, să aveți mare grijă la buzunare, la geantă, fiindcă tare multe lucruri ce pot să se fure. Totul e în proces. Ce? Totul e în proces. Trebuie să ne avem bateria. Ha? Dar prinde ghinea mâna în braț. Nu dis. Eu împreună. Nu e cu să
interioara mea, vom face un tur la Castelul Sfortescu, în curtea castelului, mai precis. Foarte des se întâmplă așa la domul. Mulți îți dau florile, îți dau florile ca și cum e tot de grați, suna, dar pe urmă de tine nu-ți mai vezi până ce nu, până ce nu le plătești. Sărăra mea prostă e clas. Serioara mea e semi-frumoasă. Mai am încă serioara acasă. Și încă mai frumoasă. Așa e,
cele care sunt rășime mari a mine. Aceasta e și mie mici. Toate că e... Respectați familia ta, respect personal, sunt copii tău. Cu toate că e mai mare ca mine, e pe bun pentru mine, sorioara și mie mintic. Acasă. Sper că v-a plăcut foarte mult acest vlog și ne revedem în curând. Ciao. Deci, prieteni frumos, trubiți butonul de like și de subscribe la canalul meu și ne revedem în curând la următoarea stație.